asta se transformă. Ok, accept. Accept. Proiecțiile. O lume întreagă stă și te admiră, fie președinte, fie actor, fie regizor, fie covor roșu, fie... Da. Și nenorocește, tu trimiți o proiecție, da? Cu multă lume care te admiră. Uite, văd Fidel Castro, da? Multă lume îl admiră și el... Da. Și tot lumea aia care o trimiți să te admire, aia te nenorocește, vine înapoi foarte puternic. Ori înveți să parezi, ori te îngroapă tot ce trimiți, victimizarea. E ceva acolo colectiv care am proiectat un președinte. Președintele ne-a proiectat pe noi, poporul. Noi am proiectat așteptările noastre. El ne-a proiectat prostia din noi și așteptările care nu s-au întâmplat, știi ce zic? Și de acolo vine victimizarea, proiecția noastră spre președinte și cum mă uitam la Băsescu la o întrunire, nu știu unde, îl întreabă ce spuneți referitor la nu știu ce și el temele de acasă făcute și ține la ureche aia cu traducerea, translatorul. Și ca și cum lui se mai traduce, știi? Dar traducerea s-a terminat de mult și el încă stă ca și cum ne dă de înțeles nouă că lui se mai traduce în filmul lui. Ori în filmul fiecărui om e altfel. Și ăla care a zis în rusă întrebarea, zice... Ce stați așa? N-ați înțeles întrebarea? Și l-a băgat în căcat și de ce a venit o reacție victimizată? Capul în jos și ca un cățel, coada între picioare și... Nu, am înțeles. E ca și cum a acceptat, da? E victimizare. Acolo e ceva când îți vine energia victimizării. Ori o accepti și îți vine răspunsul genial, ori te lupți cu ea și rămâi prost. Știi ce zic? Acolo e ceva foarte puternic.